seara. Cum te numești? Sunt Dulache Liviu, am 19 ani și sunt din Piatra Neamț. Cu ce te ocupi, Liviu? Pictez. Încerci să și trăiești din asta sau? Trăiesc din asta de la 16 ani, de când m-am mutat singur. Am vrut cumva să-mi demonstrez mie, în același timp și familiei, că fiind artist, nu mor de foame. Mi-a trimis Dumnezeu un om de lut. Când vreau să pictez, mă izolez, dar când vreau să mă inspir, merg pur și simplu pe stradă și caut oameni cât mai expresivi. Mă inspiră bătrânii, copiii, oamenii ai străzii în special, pentru că sunt oameni mai diferiți, aș spune eu, cu foarte multe povești. Și atunci îmi place să ascult povestea respectivă și să fac ceva din ea. E o energie care se creează în jurul acelui tablou.